Draga mea, de ce atragi bărbați care vor doar partea intimă și repede, repede te cheamă acasă la ei? Sau de ce ai atras un bărbat cu care nu te poți conecta plenar, profund, așa cum ai tu nevoie? Iată, asta discutăm noi astăzi. Lasă-mă să mă prezint, dacă ești nouă pe acest canal. Eu sunt Nicoleta Nustaler, consilier în dezvoltarea personală și spirituală, autor cărți și cursuri. Și dacă ești nouă pe acest canal, te salut, bine ai venit în club. Poți să te abonezi dacă rezonezi cu subiectele pe care le dezbat și am pentru tine o surpriză, un mini curs gratuit, cum să scap de toxicitatea în relații. Găsești linkul în descriere. Și pentru cele care sunt alături de mine de ani de zile chiar, sau poate luni, sau poate de zile întregi aici împreună cu noi în această comunitate care crește fabulos, te salut cu mare drag, vă salut pe toate și haide să începem să intrăm în acest subiect fierbinte, pentru că iată, parcă din ce în ce mai multe femei la 40 plus, să zic, 35-45 plus, femei care au grijă de ele, care arată bine, sunt atrăgătoare, sunt independente financiar și material, deci sunt femei educate, inteligente, iată, chiar și aceste femei au tot felul de provocări în ceea ce privește planul acesta romantic și a stabili o relație de lungă durată, stabilă. Da, cu angajament din partea bărbatului, da, din partea celor doi. Iată de ce sunt aceste probleme. Păi să începem cu începutul, draga mea. Spuneam eu la început că dacă bărbatul îți cere de la primele întâlniri, de la prima, a doua, a treia, primele întâlniri să mergi acasă la el, ce crezi că își dorește el? Bineînțeles că este pe minus, este pe lipsă, vrea să-i acopere o nevoie, da? Repede, repede, iată, din cauza lui este o presiune, iar dacă nu faci ce spune el, nu dai curs invitației, va spune că ești demodată, că lumea s-a schimbat și că ai rămas în urmă de pe vremea bunicii, da? Ei bine, iată că asta este manipulare, draga mea. Asta este că de ce se întâmplă așa? Pentru că vrea să obțină efectiv ceea ce are el nevoie. Iată, foarte rar din acest punct de vedere, din această primă conexiune sexuală, va putea să fie o relație reușită, o relație bazată pe angajament, da? Stabilă de lungă durată. Pentru că bărbatul, dacă vrea asta, poate să fie o încercare să te încerce, să vadă dacă tu cedezi repede și să-și dea seama de valoarea ta ca femeie, de calitatea ta. Își va da seama astfel, deci dacă este un bărbat bun în energie masculină și el va putea să-ți propună asta, însă te va respecta dacă vei ști să refuzi, să spui într-un fel sau altul că tu îți dorești mai mult decât așa o aventură și decât acea parte intimă, corporală, sexuală. Bineînțeles că acea parte este foarte importantă într-o relație, dar nu așa se începe o relație neapărat. Da? Pentru că tu ce-ți dorești? Tu îți dorești, bineînțeles, și partea aceea intimă, fizică, de calitate, dar îți dorești și o conexiune profundă cu acel bărbat și mai ales ai angajamentul lui să te bazezi pe el, să porniți la drum împreună. Și ce mai este aici? Faptul că dacă el își cere de la primele întâlniri să faci amor cu el, de fapt sex, da? Că e diferență între a face sex și între a face amor sau a face dragoste, da? Și aici este problemuța. Pentru că dacă el rămâne la acest nivel instinctual, deci dacă el cu asta pornește, cu asta vine către tine ca să-și acopere nevoia lui, deci iată, nu prea ține cont de nevoile tale. Adică el nu ajunge până acolo, mai ales dacă tu repede, repede îi satisfaci acea nevoie și tu vei crede că automat îți va răspunde și îți va satisface și el nevoile tale, s-ar putea să fii dezamăgită pe parcurs și probabil că ai trecut prin asta și te rog să-mi scrii în comentarii dacă este așa, pentru că sunt multe femei, după cum spuneam, inteligente, frumoase, deștepte, descurcărețe în viață, care au de toate și totuși în planul romantic nu
nu știu cum să se poziționeze corect raportul cu bărbatul. Deci iată că asta este o problemuță. Eu pot să te ajut aici pe tine ca să înțelegi cum să faci în primele săptămâni și chiar în primele luni ca să obții angajamentul bărbatului respectiv, deci să facem altfel decât am fost educate, crescute, pentru că dacă tu te duci să-i satisfaci lui repede nevoile, nu va fi vorba și despre nevoile tale. Și tu vei jindui ulterior, chiar dacă ai relația, dacă ai bărbatul, poate chiar se căsătorește cu tine, dar el nu este capabil, pentru că, uite, așa și detectezi de la început și pentru tine poate să fie că îl probezi, să vezi dacă este un om profund pe care poți să te bazezi, cu care poți să construiești, să faci lucruri frumoase în viață, sau dacă este un bărbat superficial cu care, de fapt, tu nu vrei să fii. Draga mea, asta vreau să-ți spun, deci dacă ești nouă pe acest canal sau dacă cumva nu te-ai înscris ca să primești pe e-mail minicursul gratuit, da? Deci e absolut gratuit, îl ofer cu mare drag, găsești detalii în descriere. Iată, mai este vorba și despre cărțile scrise de mine pentru tine, femeie minunată, iată, prima carte se numește Vindecarea feminității, 5 îndemnuri spre împlinire. Este povestea mea personală, cum am ieșit eu din programare, din răni emoționale, cum am topit karma de familie. Și aici este partea a doua, 30 lingurițe de înțelepciune, da? Este Tu ești divin, așa se cheamă această două carte, pentru că aici am descoperit că am niște puteri în mine, ca și tine, ca oricare dintre noi, și am început să mi le folosesc ca să îmi pun viața în ordine și să -mi știu prioritățile și să nu mă mai las influențată de ceilalți, să-mi spună ei ce este mai bine pentru mine sau, dar să nu mai pot să fiu manipulată. Asta îmi doresc și pentru tine, de aceea am și creat metoda Harmony, după cum vezi și aici. Metoda Harmony, adică este un program prin care, iată, învățăm toate aceste lucruri. Ce să faci, ce nu să nu faci în raport cu un bărbat, ca să poți să obții angajamentului pe termen lung și nu așa doar să atragi bărbați care vor doar sex, care vor repede să te folosească, că știm cum este, că te simți folosită, simți, chiar dacă ai bărbatul, relația, căsătoria, simți că nu este acolo pentru tine. Dar, draga mea, dragă, de aceea sunt eu aici cu toate lucrurile acestea, cu servicii, cu produse, vin către tine, pentru că a venit ceasul pe pământ, nu se mai poate trăi prin relații karmice, toxice, disfuncționale, draga mea. Este singura cale pentru a accesa iubirea, adevărul și lumina, da? Deci iată că prin acest program învățăm foarte multe lucruri. În primul rând să fim recunoscătoare, să mergem pe energie feminină, să avem răbdare, să vină bărbatul potrivit, da? Și chiar dacă ești într-o relație, dacă deja se pot face lucruri și acolo, cum să faci din momentul în care tu nu ești conectată cu el, da? Deci iată că putem să facem toate acestea, dar prin energia noastră feminină, nu prin control, prin manipulare la rândul nostru. Nu, deci iată, aici sunt eu pentru tine. Îți mulțumesc că ești și tu aici pentru mine și pentru această comunitate frumoasă. Îți mulțumesc că ai ales să urmărești acest canal. Îți mulțumesc pentru like, pentru share, eventual, dacă știi, poate și alte prietene care au nevoie de aceste informații. Și mai ales pentru comentariul tău, să-mi spui dacă și tu împărtășești aceste lucruri. Eu observ parcă din ce în ce mai multe femei minunate, singure, care nu se pot conecta real, autentic, profund cu un bărbat și avea o relație așa cum ne dorim, da? Te îmbrățișez cu mare drag, eu sunt aici mereu pentru tine.